Am decis să rămân în cursă. Am decis să continui să mă bat pentru viitorul Moldovei. Fac un apel către toți moldovenii, indiferent de culoarea lor politică, fie că sunt de stânga sau sunt de dreapta, liberali sau democrați, indiferent de simpatii, fac un apel la unioniști, la toți cei care cred că blocul Moldovei este în Europa. Veniți alături de mine. Vă ofer a treia cale. Vă ofer soluții și rațiune. Haideți să construim Moldova fără întrâncenare, fără ură și patimă.